Bună! Haideți să vă povestesc câte ceva despre viața mea și să aflați cum am rămas eu însărcinată cu profesorul de matematică. Eu pentru sora mea am fost ca o a doua mamă. Deși mama noastră era alături de noi și încerca să se împartă cum putea ea ca să rezolve toate lucrurile, nu reușea întotdeauna. Și atunci când am crescut, am convenit ca eu să mă ocup de sora mea mai mică. Ținând cont că mama ne-a crescut în mare parte singură, avea două joburi ca să poată să ne întrețină și era mai mereu plecată, așa că eu aveam grijă de Ariana. Diferența de vârstă dintre noi două era destul de mare. Eu aveam 20 de ani și ea 10 ani, așa că în timpul meu liber mă ocupam să o duc la școală, să mă duc la toate ședințele de acolo, să-i fac de mâncare, să o pregătesc și să o ajut cu tot ce are nevoie. La un moment dat am participat la o ședință la care a venit și un nou profesor de matematică, profesorul surorii mele, bineînțeles. Era un bărbat pe la 30 de ani, tânăr și foarte arătos și cumva pe tot parcursul ședinței ne-am privit în continuu și am simțit că se formează ceva între noi. După ședință ne-am întâlnit pe hol și am făcut schimb de numere de telefon. Eu am uitat de el, sincer, o perioadă, până când la un moment dat mă sună un număr. Eu nu-l trecusem în telefon, evident, și nu știam cine este, însă când am răspuns mi-am dat seama instant că este el și că vrea ceva de la mine. Ne-am întâlnit prima oară la o cafea, mai apoi la o cină și ușor am început să avem o relație. Nu am vorbit despre asta cu sora mea și nici cu mama, pentru că nu voiam ca Ariana să meargă pe la școală și să înceapă să spună tuturor că sora ei are o relație cu profesorul ei de matematică. Deci relația noastră nu a fost una secretă, dar nici nu a fost în văzul lumii. Am fost împreună un an de zile, iar mai apoi ne-am despărțit. Am avut așa niște certuri între noi și am simțit de cuvință că e mai bine să luăm o pauză. În toată acea pauză, eu nu m-am mai protejat. Și s-a întâmplat ca el să-și dorească o împăcare mai rapidă. Și fiind neglijentă în acel moment, am rămas însărcinată. Eu, sincer, nu-mi doream copil. V-am zis, o aveam pe sora mea și mi era mai mult decât suficient. Plus că eram foarte tânără și relația noastră nu era cea mai stabilă relație. Adică ne înțelegeam bine, dar aveam și foarte multe certuri. Plus că nu știam mare lucru unul despre celălalt. Adică eu nu-i cunoșteam familia, nu-i cunoșteam prietenii și el nu avea prea multe cunoștințe despre mine, dar nici nu puteam renunța la copil. Nu-mi stătea în caracter și nu puteam face așa ceva. Bineînțeles că atunci când am aflat, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i comunic și lui. Nu mă așteptam să fie foarte fericit, dar nici nu mă așteptam să mă respingă în halul ăla. Bineînțeles că mi-a sugerat să renunț la copil. De fapt, m-a pus să aleg între el și copil. Din punctul ăsta de vedere, nu m-am lăsat prea mult impresionată, pentru că mama m-a crescut pe mine și pe sora mea fără tată, cam din același motiv. Și dacă mama a putut, știam că pot și eu. Așa că nu aveam de gând să las un bărbat să mă convingă să fac un lucru pe care nu aș fi vrut să-l fac și pe care l-aș fi regretat mai devreme sau mai târziu. Așa că am păstrat copilul și m-am despărțit de el. Nu pot să zic că eram bine. Nu eram, bineînțeles, că sufeream, dar încercam să fiu puternică. I-am spus și mamei că sunt însărcinată și ea, bineînțeles, că m-a sprijinit și a încercat să mă facă să mă simt mai bine. Însă situația s-a schimbat atunci când mama și sora mea au aflat cu cine am făcut eu acel copil, cine este tatăl. În acel moment, eu am aflat că el era căsătorit și ghiciți ce? Avea alți doi copii. În viața mea nu m-aș fi gândit la asta, pentru că noi am avut o relație și chiar petreceam foarte mult timp împreună. Adică am fost și în vacanță împreună. Ce bărbat care e căsătorit poate să plece așa pur și simplu într-o vacanță și soția să nu știe nimic despre el? Adică nu mi-am putut da seama în niciun moment că el are o altă relație, pentru că părea un bărbat liber. Uite, sunt mama ta și chiar nu o să te judec, pentru că și eu am trecut prin multe lucruri și știu cum e să fii în situația asta. Dar chiar vreau să te întreb sincer, tu chiar nu aveai nicio idee că acel bărbat e însurat? Care copii? Pentru că totuși mi-ai zis că ați fost un an de zile împreună. Mi-e greu să cred că într-un an de zile nu ți-a dat niciun semn că ar avea o altă familie. Nu, mamă, chiar nu mi-a dat niciun semn și clar nu mi-a zis nimic. Adică eu nu aveam de unde să bănuiesc. E tânăr, are puțin peste 30 de ani, din prima clipă și-a dorit o relație cu mine. Și nu mi se părea că se ascunde într-un fel. Adică noi nu ne-am făcut relația mai cunoscută, mai mult pentru că nu am vrut ca sora mea să spună asta în toată școala. Dar n-am ținut-o ascunsă expre, sau poate că așa m-a convins el să facem, fără ca eu să-mi dau seama. Plus că noi am fost într-o vacanță împreună. Știi bine, atunci când ți-am zis că merg cu Andreea, de fapt am mers cu el și nu a fost sunat de nimeni. Nu am simțit în nicio secundă că se ascunde undeva ca să vorbească cu cineva. Și acum, sincer, ce soție ar permite așa ceva? Tocmai de aceea nu m-am gândit vreodată că ar putea fi căsătorit. Ce bărbat căsătorit ar pleca în vacanță cu alta? Înțeleg, crede-mă că bărbații ăștia au niște trucuri în ei de nici nu-ți închipui. Cel mai probabil și-a mințit soția că merge undeva în interes de serviciu și probabil telefonul ăla pe care l-ai văzut tu era un alt telefon, cu un număr pe care soția lui probabil nu-l știa. Și așa nu ți-ai dat nici tu seama. Vezi, dacă nu ai fi ascuns de la început de mine această relație, eu ți-aș fi spus că el e căsătorit. Eu l-am văzut odată la școală cu fiul lui și cu soția, probabil chiar în perioada în care voi erați împreună. Și sincer păreau foarte îndrăgostiți. Îmi pare rău că treci și tu prin asta. Și îmi pare rău că cumva repeți greșeala mea. Asta este, poate că ăsta e destinul meu. Sunt pregătită să înfrunt totul pentru că am avut un exemplu bun din partea ta. Ai fost o femeie puternică și ne-ai crescut pe amândouă. Și așa vreau să fiu și eu. Doar că acum mă gândesc ce să fac. Mă gândesc dacă să-i spun soției lui ce se întâmplă. Nu vreau să o fac din răzbunare și îți zic sincer asta, dar mă pun în locul ei și m-ar durea să trăiesc lângă un om ca el. Îți dai seama că nu va fi ultima oară când o înșală. E păcat că își rosește viața lângă un om care nu merită. Și mă gândesc că mai bine să afle acum decât mai târziu. Totuși, încă e tânără și o poate lua de la capăt. Mama m-a sfătuit să nu mă bag, dar sincer chiar am vrut să o fac. V-am spus, nu a fost din răzbunare. Chiar nu aveam nicio problemă cu femeia respectivă. Din contră, mă simțeam foarte prost pentru ce am făcut, deși nu știam că ea există. Dar cum am zis, m-am pus în locul ei și m-am gândit că eu aș fi vrut să știu adevărul. Și am făcut-o. Am încercat să dau de ea și am povestit totul în detaliu. Femeia respectivă, vă spun sincer că a fost o adevărată doamnă. Nu a țipat la mine, nu s-a enervat pe mine cum ar fi făcut oricare altă femeie. Din contră, a înțeles ce s-a întâmplat și a înțeles că singurul vinovat este soțul ei. Mi-a mulțumit că i-am spus și chiar am continuat să păstrăm legătura, pentru că la urma urmei copilul meu urma să fie fratele copiilor ei. Bineînțeles că ea s-a despărțit de soțul ei și că el a încercat să se răzbune pe mine pentru chestia asta, dar nu i-a reușit. Eu știu că n-am făcut nimic rău, nu am făcut nimic intenționat și sunt împăcată cu asta.